creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, ENDODIAP, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Bună ziua! Astăzi vom aborda o altă problemă deosebit de importantă din punct de vedere epidemiologic pentru proiectul nostru ENDODIAP cu obiective creșterea competenței profesionale a profesioniștilor în domeniul sănătății implicați în îngrijirea pacienților cu boli endocrine și cu boli metabolice, cu diabet, dar nu numai, și pentru că discutăm de patologia asociată tiroidei și care are o influență asupra sarcinii, aș dori să dezvoltăm această temă în spiritul în care patologia autoimună tiroidiană este cea mai frecventă patologie autoimună și este foarte frecventă la femei. Adesea, inițierea problemei e în perioada reproductivă și deci se pune problema în ce măsură patologia autoimună tiroidei influențează fertilitatea, influențează o sarcină, dacă există un risc mai mare de pierdere de sarcină la o pacientă cu tiroiditate cronică autoimună. Astea sunt teme care ne interesează și, desigur, îmbunătățirea fertilității prin tratamentul corect al bolii tiroidei în autoimune. În general, sigur, boala autoimună tiroideană are această particularitate că, nu, deși cu vârsta sunt mai multe persoane care au tiroidită autoimună, ea poate să apară și la fete de 13-14 ani, nemaivând de femei în perioada reproductivă, chiar dacă se știe că în perioada sarcinii există o scădere a imunității generale, inclusiv autoimunității, urmată cei drept după naștere de o perioadă de rebound autoimun, care fac ca uneori tiroiditatea autoimună să aibă o evoluție relativ acută, subacută în această perioadă, în ceea ce se numește tiroidita painless. Această zonă a sarcinii și a bolilor autoimune tiroidiene este, din păcate, ce obțin din constatările mele, nu știu dacă și ale tale, dar este o zonă destul de prost menegeriată. Am văzut de multe ori paciente care au fost speriate și chiar trimise să facă avort pentru că aveau boală tiroidiană și li se spunea că există un risc explicit pentru embrion, pentru făt. Ori chestia asta nu este adevărată. Este o zonă care merită un pic o corecție și o chestie până la medici ginecologi. Am văzut și chiar am văzut medici care ar trebui să știe mai bine. În principiu, funcționarea... Ce este adevărat în chestia asta este că dezvoltarea creierului copilului, fătului, are o perioadă critică din trimestrul 2-3 de sarcină până la vârsta de 2 ani, în care are nevoie clar de hormon tiroidien să se dezvolte. În lipsa hormonilor tiroidien nu se dezvoltă, creierul nu are centri nervoși dezvoltați, în special scoarța cerebrală, intelectul, scoarța cerebeloasă, echilibru, sistemul cochlear-auricular, auzul, sunt afectate și se știe chestia asta din zonele în care se nasc foarte mulți astfel de copii. Pentru asta copilul are nevoie de hormon tiroidien, dar ideea este că el are hormon tiroidien, că el își face propria lui tiroidă, care nu are nicio legătură cu faptul că mama are sau nu are boală autoimună tiroidiană. Așa că la cei mai mulți pacienți, chiar dintr-o mamă cu boală autoimună tiroidiană, chiar dintr-o mamă cu hipotiroidism, ei vor fi protejați câtă vreme și fac tiroida normal. Și dacă există unul din 5.000 de nou-născuți care se naște fără tiroidă, că ăștia îi căută în specificul, cu screening de un atac. Mai mult, înainte se credea că hormon tiroidien de la mamă n-au nicio relevanță, că nu pot trece prin placentor. Se știe de destul de multă vreme că acești hormon trec și parțial îl apără chiar pe copilul fără tiroidă să nu se nască de la început cu boala. Asta este adevărul, de la care pleacă, adică realitatea. Ori, realitatea asta nu înseamnă că o pacientă care are o boală autoimună tiroidiană nu poate să facă copii. A, ea poate să rămână mai greu gravidă, pentru că dacă faci hipotiroidism, procesul de ovulație poate să fie afectat. Sunt studii care leagă boala tiroidiană autoimună și hipotiroidismul de un risc mai mare de avort, probabil prin infiltrarea, în caz de hipotiroidism, la nivelul placentei și a transferurilor din zona respectivă. Și atunci pacientele care sunt gravide și care au deja hipotiroidism, da, trebuie să tratate, ba mai mult, gravidele trebuie căutate
în mod explicit în primul trimestru de sarcină pentru posibilitatea să aibă un hipotiroidism de care nu știau, să aibă o tiroiditate autoimună și care să o descopere atunci și care să necesite, de exemplu, tratament pe perioada sarcinii, tocmai pentru a proteja sarcina. Dar nu există spiritul respectiv că trebuie să facă amor sau ce nenorocire s-a întâmplat. Femeia trebuie susținută, trebuie să-i se spună că e bine că a rămas grăbită și că medicina modernă are tot felul de... Hai că pot să vadă mai cu atenție și va fi bine. Într-un spirit cât mai concret și în abilitățile medicilor de familie, ce investigații ar trebui să facă o tânără care își dorește o sarcină sau care află că este însărcinată pentru a avea o evaluare cât mai bună a acestui fenomen, relația între bolnavi și sarcină? Deci fiecare gravidă ar trebui, în opinia mea, să facă un pachet minimal de investigații de îndată ce aflat că e greu. În afara investigațiilor, care oricum ne face legate de ginecologie, de virusuri, de... ar trebui să facă TSH și ATP-ul, care să puncteze, în primul rând, dacă e o problemă sau nu este o problemă. Aici însă atenție la două aspecte. În timpul, în prima parte a sarcinii, este fiziologic că TSH-ul să scadă. Adică femeia când e gravidă, datorită unui hormon, human chorionic gonadotropin, care apare din placentă, are o anumită stimulare a tiroidei fiziologică, până la urmă, o adaptare a tiroidei la noua stare, care poate, noua stare fiziologică generală, care poate să rezulte într-un TSH ceva mai mic. Adică, cu alte cuvinte, previn colegii să nu se sperie dacă un TSH e 0,2, 0,1 sau 0,3 în perioada primelor luni de sarcină. Este ceva relativ fiziologic. De asemenea, trebuie ținut cont că o gravidă, pe măsură ce avansează în sarcină, are din ce în ce mai mulți estrogeni și acești estrogeni determină ficatul să producă proteine în general, inclusiv proteine de legare a hormonilor tiroidiene. Ca urmare a acestui fapt, nu este o idee foarte bună să măsori fragmentul total al tiroidei, tiroida totală, ci tiroxina liberă. Tiroxina liberă. Dacă măsori tiroida, tiroxina totală și mai măsori și frit T4 la o pacientă care poate are disgravidie și a scăzut în greutate, poate are o gușă mai veche care tu acum o sesizezi și care e mai anxioasă, îi bate inima, ai putea pune diagnostică eronată de hipertiroidism și atunci chiar ai putea face rău copilului pentru că ai începe în mod eronat să-i dai tratament cu tirozol. Deci sunt bune aceste evaluări, sunt de acord că trebuie făcute în primul rând la o femeie care vrea să rămână gravidă, fie și numai pentru ca să știe dacă nu va avea nevoie de aceste valori, dacă nu cumva procesul de a rămâne gravidă ar putea fi împietat. Și la femeia după ce a rămas gravidă, tot cred că ar trebui făcut în primul trimestru o atenție la aceste detalii ca să nu alocăm greșit un epitet la femeia care nu se. Și dacă un TSH la o gravidă de 6-8 săptămâni de vârstă gestațională e undeva peste 5 miliunități la litru? În momentul ăla trebuie, de fapt, se știe că o pacientă care are hipotiroidism este mărește oricum cu 25% din principiu doza, deci dacă ea lua 75, îi mărește la 100. Da. Dacă ea n-avea până atunci TSH și taman, atunci l-ai găsit, încep tratament, ori o speria pe pacientă, ca spunându-i, până la urmă, comunicând cu ea, dar acest TSH nu are legătură cu ce ar putea plăti copilul. Copilul nu, e, nu va fi afectat, dar tu, ca femeie gravidă, vei trece prin hipotiroidism și lucrul ăsta putea crea probleme de menținere a sarcinii. Un TSH de 5, da, este un moment de tratament și după ce femeia naște, eu aș opri, eu, dacă a apărut prima oară euteroxul atunci, aș reevalua situația după un timp. Adică poate nu este un hipotiroidism tot restul vieții. Se știe că pe parcursul sarcinii sunt indicate suplimente. Printre acestea, multe conțin iod. Doza se știe că trebuie undeva 150-200 de micrograme de iod pe zi, în fiecare sarcină. Întrebarea e dacă acest iod se dă și la o femeie care e în evidență pentru boală tiroidiană autoimună în substituție completă, să spunem. Funcția tiroidiană presarcină. În substituție completă, acest iod nu e în mod particular necesar. Că acest iod se dă în principiu pentru că susține funcția tiroidiană, pentru că preîntâmpină apariția gușii în zonele endemice și de lipsă de iod, pentru că nu adaugă un alt factor lipsa de iod la, să zicem, autoimunitate sau dishormonogeneză sau ce cauză de gușare. Dar o pacientă în substituție completă, deja e în substituție completă. Deci deja adică iodul vine putea fi folosit de făt pentru, sau iodul care va fi folosit de făt provine din deodată. Acum, dacă e dintr-o zonă totuși de lipsă, de carență iodată, da, bun, ar trebui să primească iod. Doar că zona asta de carență iodată este destul de rare acum de când s-a iodat universal sarea, dar cred că e destul de greu și în zonele noastre tradiționale
să mai spui că zone submontane mai stă cineva și nu se duce la Lidl să cumpere sarea de adevărat, în față, da, dar în această, din acest context pusă întrebarea ta, da, sigur, ar fi util să dai iod, pentru că se știe în zone în care carență mare de iod sunt o serie de copii care se nasc cu deficite. La polul celălalt al patologiei autoimune tiroide se află hipertiroidism autoimun, adică boala Graves-Basedow. Și e adevărat, sunt mult mai rare cazurile, dar cred că e important să știe colegii, în special cei care sunt implicați în îngrijirea gravidelor, ginecologi, obstetrice, dar și medicii de familie, care este atitudinea corectă de monitorizare a unei paciente cu evidența de boală Graves, care este echilibrată, dar are un titlu mare de anticorpi pe perioada sarcinii. Da, aici e o problemă hipertiroidism în timpul sarcinii, pentru că însă termen de echilibrat presupune că ea ia tirozol, e antitiroidian de sinteză, tirozol, trebuie schimbat tirozol, ar fi stelor propilteuracil sau grupul acesta american, de care din păcate nu se găsesc în momentul ăsta la noi, în mod facil la farmacie, care sunt mai puțin teratogene și sunt mai avantajoase de a fi folosite în sarcină, fără a fi interzis, totuși. Cu recomandarea de a face asta, în special în primul trimestru. În special în primul trimestru, când e efectul lor teratogene mai. Dar, de principiu, rămâne această problemă, respectiv că trebuie titrată doza de antitiroidian de sinteză, în așa fel încât pacienta să nu fie scăpată în hipertiroidism, adică să nu fie mult prea puțin, dar în același timp nici să dai atât de mult cât tiroida fătului să fie inhibată. În general, monitorizarea hormonului liber, free T4 și menținerea la nivelul superior al normalului la în sângele mamei asigură că fătul va fi protejat. Nu poți să lași femeia fără tratament, chiar dacă există o încărcare pe care acest tratament cu antitiroidian de sinteză putea o să dea pe dezvoltarea tiroidei, pe funcția tiroidei fătului și până asta pe dezvoltarea creierului, pentru că femeia risca să se decompenseze tiroidian și să treacă prin risc la naștere, de exemplu, să facă criză tirotoxică. Nu poți nici să operezi o femeie gravidă și, până la urmă, de ce ai operat o boală benignă când poți să aștepți până după sarcină și radioactiv nici nu se pune problema. Deci aceste paciente trebuie monitorizate cu grijă, trebuie atenționate că nu trebuie mărită doza și există un risc fetal din perspectiva traversării barierei placentare de către anticorpii stimulatorii tiroidei? În principiu nu. În principiu anticorpii, dacă ai Basedow, nu va face hipertiroidism. E posibil. Au fost descrise cazuri de, și asta e o boală foarte gravă pentru copil. Dar exact. Nu e ceva ce se întâmplă în modul uzual. Nu, dar trebuie toți cei implicați în îngrijirea pacientei, adică și obstetricianul, și endocrinologul, și echipa de neonatologi în momentul în care are loc nașterea, să fie avertizați asupra acestui risc. Asupra posibilității, da. Să poată să descopere cu repeziciune semne la făci, să intervină adesea. Da, multe gravide își urmăresc sarcina prin imagistică materno-fetală și unii știu să vadă tiroida fetală și dacă ea crește, e o zonă de risc importantă. Mulțumesc foarte mult! Creșterea competenței profesionale a specialiștilor din sectorul medical în implementarea programelor naționale din domeniul endocrinologiei și diabetului zaharat, ENDODIAP, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020.